Pungești 2014. Un colț de lume uitat parcă de Dumnezeu, un decor pustiu și ponosit, în care timpul parcă a încremenit acum 100 de ani. Astăzi, acest loc a fost declarat zonă specială de siguranță publică. Pentru autorități, asta înseamnă măsuri speciale de prevenire a faptelor antisociale, de menținere a ordinii publice, ca urmare a protestelor repetate împotriva explorării gazelor de șist. Pentru localnici însă, toate aceste măsuri nu sunt decât niște metode fățișe de intimidare care amintesc de teroarea din vremurile dictaturii ceaușiste. Pentru ei, Pungeștiul este astăzi o comună închisă, total izolată de restul României, un loc aflat de câteva luni sub ocupația jandarmilor. Cătălin Apostol vă spune povestea acestor oameni care trăiesc astăzi drama neștiută a unui sfârșit de lume.